Proiectul de voluntariat Se Poartă Verdele a ajuns la nivel județean, început în toamna aceasta de către președintele Consiliului Județean al Elevilor Olt, Antonie Tiugan, și de inițiatoarea proiectului Diana Băluță. La Caracal, proiectul, iată, s-a răspândit și în alte localități din județ. Astfel, în urmă cu câteva zile, elevii voluntari ai liceelor Mihai Viteazu, Piatra Olt și colegiilor Ion Minulescu și Radu Greceanu au ieșit simultan afară să strângă gunoaiele aruncate neglijent în orașe. Elevii speră ca prin exemplul lor oamenii să conștientizeze importanța păstrării curățeniei în orașe și în natură. Această acțiune se va derula simultan în mai multe orașe din județ în fiecare sfârșit de săptămână. Acțiunea a fost începută de o colegă de-a mea, Diana Băluță, din pură inițiativă, așa, este o iubitoare a mediului și eu la fel, mi-a plăcut ideea ei și am propus să o promovăm prin Consiliul Elevilor. Am început la liceu, la liceul nostru, Mihai Viteazu din Caracal, și am făcut tot semestrul întâi, din două în două săptămâni ieșeam cu elevii voluntari să strângem gunoaie din diferite părți ale orașului. Aveam de fiecare dată câte o zonă diferită. Apoi i-am propus să facem la nivel județean. A fost de acord. Am votat în adunarea generală a Consiliului Județean și a trecut în unanimitate. Și acum, din două în două săptămâni, începând de săptămâna trecută, o să facem, de fapt, chiar în fiecare săptămână o să facă fiecare liceu când pot și copii de acolo. Ieșim simultan, asta e ideea, să ieșim simultan ori vineri, ori sâmbăta, să strângem gunoaie fiecare în localitățile lor, pentru a trage un semnal de alarmă și celorlalte județe din țară, dar și celor din județul Olt, că trebuie să respectăm mediul, deja au loc multe schimbări climatice și trebuie să avem foarte mare grijă cu mediul înconjurător. Elevii care doresc să contribuie la un mediu înconjurător curat mai au posibilitatea să se înscrie până la data de 1 aprilie. Din Slatina până astăzi se înscriseseră peste 100 de elevi de la Ion Minulescu și Radu Greceanu, din Caracal aproximativ 30 de copii, din Bal și Piatra Olt 30, însă vor participa elevi și din Corabia, Iancu Jianu și Osica.